Continuă ediția specială B1 TV. Vă reamintesc, în legătură cu noi, Eugen Tomac și Daniel Fenechiu, în platou Ștefan Baltă, Partidul Ecologist. Vă arătăm și sondajul despre care vorbeam ceva mai devreme. Ultimele câteva săptămâni se vede, oricât de tensionate au fost și oricât de complicate în ceea ce privește evoluția pandemiei, nu i-au erodat pe politicienii aflați la guvernare. PNL și PSD cresc în sondaje față de luna dinainte, potrivit unui studiu IMAS realizat la comanda Europa FM. Un sondaj care include pentru prima oară alianța USR plus cele două partide fiind până acum măsurate separat. În sondajul realizat de IMAS, PNL e creditat cu 33,4%. Liberalii mai cresc puțin după ce în mai înregistrau cele mai puține opțiuni din acest an, 32,6%. În schimb, PSD crește ceva mai mult, de la 21,9% în iunie la 23,4% acum, un nivel mediu la care s-a aflat în ultimele luni. Pentru prima dată, sondajul include alianța USR Plus, nu cele două formațiuni separat, iar alianța e creditată cu 17,2%. Luna trecută, USR avea 12,3% în sondaj, iar Plus 5,8%. UDMR revine peste pragul electoral cotat la 5,6%, după ce luna trecută nu înregistra decât 3,4% din opțiunile de vot. Pro-România scade în această lună după două luni în care s-a plasat la peste 11%. Partidul lui Victor Ponta e creditat cu 9,7% din potențialele voturi în luna iulie. PMP coboară și mai mult sub pragul electoral, 3,9% în această lună față de 4,7% în iunie. ALDE scade la 3,4%, aproape de două ori mai puțin față de cât avea în urmă cu un an. Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM în perioada 10-29 iulie pe un eșantion de 1010 persoane. Marja de eroare este de 3,1%. Da, ne uităm și la rezultate, domnule Eugen Tomac, ne uităm și la contextul ăsta. Discutam ceva mai devreme despre ideea moțiunii de cenzură și ideea unui eventual guvern de Uniune Națională. Vedeți ceva fezabil din toată povestea asta? Am două comentarii. Aș vrea să-mi permiteți să-i amintesc colegului și prietenul meu, domnul Fenechiu, că legat de legea propusă de PMP cu privire la introducerea votului prin corespondență pentru alegerile locale, punctul de vedere al AIEF se referea la faptul că Comisia de la Veneția ne recomandă să nu modificăm legea electorală cu un an de zile înainte de alegere. Însă suntem într-o situație excepțională. Să vă amintesc că m-am interesat personal la Comisia Europeană și în cazul unor state, chiar din afara Uniunii Europene, Uniunea Europeană a acordat asistență pentru a se modifica codul electoral chiar în perioada de COVID, tocmai pentru că nu îngrădește drepturi, ci permite cetățenilor să participe într-un număr cât mai mare la vot. Deci, dacă exista voință, se putea rezolva această chestiune și am vrut să subliniez acest aspect. Legat de sondaj, vă fac o sugestie. Puteți să scrieți jos un mare fake news, pentru că să spui că un partid care, la toate alegerile care, la care a participat de când s-a creat până în prezent, a obținut între 5 și 6% în mod constant, are 3,9. Cum s-au făcut aceste sondaje în plină criză COVID? 3,9 pentru PMP mi se pare o insultă și o iau ca atare. Deci e o chestiune legată de competiția partidelor și în această situație cred că sondajul adevărat îl vom vedea pe 27 septembrie, atunci când românii vor trebui să-și aleagă edilii și consilierii întreaga țară. Știți că asta nu e neapărat o știre în sensul propriu-zis. Un sondaj e un sondaj din mai multe. Noi le prezentăm pe măsură ce ele apar. O fotografie, așa cum o realizează institutul respectiv de sondare și care mai ales variază, nu, de la domnul perioadă Mușar, la perioadă. Eu doar fac un comentariu politic pe marginea unui sondaj prezentat de dumneavoastră. Acest institut ne-a prezentat cu 1% timp de 4 ani de zile. Deci dați-mi voie să am rezervele mele. Sigur, da, că asta să nu respect, se înțeleagă că ne acuzați pe noi de vreun fake news. Că Nu. Spun doar că acest institut, prin modul cum a realizat aceste sondaje, a dezinformat de prea multe ori, cum s-a întâmplat în ultimii ani. De asta am această rezervă. Adevăratul sondaj îl vom vedea în ziua votului.
acolo unde românii vin și își spun punctul de vedere prin vot. Și eu în acest sondaj cred. Domnule Baltă, apetența electoratului pentru un partid ecologist, de exemplu, uite că tot reprezentați PER-ul pentru primăria Galați, pentru un alt tip de partid, să zicem, care ar fi, cum o vedeți nu, în momentul ăsta? Sunt de acord cu domnul președinte Tomac, nu cred în acest sondaj. Eu sunt sigur că Partidul Ecologist Român o să facă o surpriză foarte frumoasă la aceste alegeri. Poate să fie a doua surpriză din Europa după Franța, unde au avut zona de ecologiști, au avut un rezultat foarte bun. Sondajele acestea au dublu rol, pe de o parte să încurajeze partidele, iar pe de altă parte să arate că anumite partide mici sunt și mai mici decât sunt, ceea ce nu este adevărat. Eu sunt sigur că... Atunci când sunt comandate de partide, dar ăsta e un sondaj care se face lună de lună, de ani de zile, la comanda este unui adevărat. Post de radio. Nu e comandat de un partid pentru propria bază electorală. Sigur, dar exemplul cel mai bun este în privința Partidului Ecologist Român, care nu este în sondaje. Noi avem candidați în toate marile orașe. Sunt sigur că vom scoate un scor frumos și atunci rezultatul va fi cu siguranță diferit față de cel prezentat în aceste sondaje. Electoratul nostru, eu consider că este un electorat de centru-centru-dreapta. Noi promovăm nu numai partea de protecție a mediului, dar promovăm foarte mult dezvoltarea economică care să țină cont de aspectele de mediu, pentru că este necesar banii europeni să vină în această direcție. Știm foarte bine acest lucru. Avem nevoie de protecția mediului, avem nevoie de dezvoltare economică. Nu există niciun proiect în viitor care să nu țină cont de aspectele de mediu. Avem nevoie de, pe de o parte, de infrastructură. Infrastructura ajută la protecția mediului, dar nu în ultimul rând. Poate în cel mai important, proiectul de suflet al Partidului Ecologist Român, trebuie să avem grijă de natură și, în primul rând, să avem grijă de pădurile României, care știm că în ultimii ani au dispărut, dispar peste noapte. Noi facem acum, strângem semnături pentru a o transpune în lege 10 ani să nu mai tăiem copacii, pentru că fără pădure vedem ce se întâmplă în fiecare primăvară și toamnă, și mă refer la inundații, au un impact puternic asupra inundațiilor, nu mai vorbim de încălzire globală, iar noi ca România, ca țară, noi suntem singura țară din Europa care încă avem păduri virgine, avem ecosisteme perfect naturale și ar fi păcat să nu le promovăm, să nu ne mândrim cu ele și să nu le păstrăm. Despre ideea moțiunii de cenzură, ce părere aveți? Cum vedeți povestea asta? Ce s-ar întâmpla în România, afectată de pandemie, ca toată planeta de altfel, în absența unui guvern cu puteri depline? Din păcate, este din nou un joc politic care nu e în interesul cetățeanului. Consider că moțiuni de cenzură trebuie să depuse atunci când este cazul, dar trebuie să avem foarte grijă, foarte mare grijă, care este interesul general al României în acest moment. Dacă guvernul greșește cu ceva, atunci trebuie depusă moțiune de cenzură, dar acest lucru trebuie să se facă pe fapte și nu doar ca un joc politic să câștigăm procente în aceste sondaje. Apropo de sondaje și de alegerile locale, care, mă rog, înțelegem că nu vor fi amânate, semnalul, vă ziceam mai devreme, l-a dat cât se poate declar președintele Iohannis, care a zis că ar trebui să fie la fel de simplu ca mersul la supermarket. Dacă se poate merge la cumpărături, ar trebui să se poată merge în siguranță și să votezi. Deci ne luăm gândul, înțeleg, de la o eventuală amânare, domnule Fenechiu. Dar cum rămâne cu alianțele astea care ne tot dau bătaie de cap? Că nu reușim să deslușim cine cu cine va funcționa în competiția asta electorală. Pe stânga e o problemă cât casa, sunt o grămadă de contracandidați care nu se înțeleg, Negoiță plecat din tabăra Firea, în fine. În ceea ce privește dreapta, la fel. Înțelegem că zi după zi se tot discută și nu prea se ajunge la o înțelegere. PNL cu USR Plus și cu PMP, domnule Fenechiu. Eu pot să vă spun că în organizația din care fac parte, respectiv PNL Bacău, chiar astăzi, odată cu validarea candidaților pentru funcțiile de primar din județ, președintele partidului a primit mandat de la biroul politic județean pentru a desfășura negocieri atât cu USR Plus, cât și cu PMP, scopul fiind câștigarea alegerilor la nivelul județului Bacău și la nivelul municipiului Bacău. Noi în Bacău avem o relație foarte bună cu PMP-ul,
MFU a fost un aliat de nădejde al nostru, avem o relație civilizată cu USR Plus, tatonări și discuții au existat și există o posibilitate reală, eu cred că sunt șanse foarte serioase, ca în scurtă vreme, o zi, două, să se anunțe o alianță și la nivelul județului Bacău, o alianță care să câștige Consiliul Județean, să-l facă pe Ionel Pală, președintele PNL Bacău, președintele Consiliului Județean și să câștigăm practic tot ceea ce există în urban. Știu totodată că asemenea alianțe s-au încheiat la nivelul județului Prahova, unde este susținut Iulian Dumitrescu, la Galați, unde alianța PNL-USR Plus îl susține pe George Stângă la președinția Consiliului Județean și un deputat de la USR la primăria municipiului. Știu că în București negocierile au evoluat și aștept și eu, nu vreau să vorbesc pe surse, aștept și eu să văd forma finală a negocierilor. Sunt convins că Eugen Tomaș vă poate da mai multe detalii în legătură cu ce s-a decis până la urmă cu PMP acolo. Eu personal, declarând cât se poate de clar și fiind cât se poate de consecvent, eu cred că o alianță pe dreapta trebuie să aibă în vedere și Partidul Mișcarea Populară, partid care a susținut guvernarea, partid cu care am lucrat destul de bine și de care suntem destul de legați în diverse proiecte politice, chiar dacă nu întotdeauna ne înțelegem asupra a tot ce se dezbate. Mai sunt și momente când avem neînțelegeri, dar probabil că asta ține de identitatea proprie și de viziunea fiecărui partid. Domnule Tomac, vă anunțați intenția de a merge separat, din câte am înțeles, intenția, nu decizia finală, la fel cum vă anunțați și intenția de a lansa din nou în cursa pentru Primăria Capitale pe Traian Băsescu. Lucrurile sunt la fel de clare și au rămas în aceeași situație. PMP a transmis cât se poate de clar. De altfel, vreau să vă spun că eu am fost printre puținii susținători al lui Nicușor Dan din prima clipă. Am susținut că este nevoie de un candidat unic la Primăria Capitalei, o listă comună pentru Consiliul General, candidați comuni pentru primăriile de sectoare. Din păcate, lucrurile s-au blocat din rațiuni ce țin de agenda altor partide. PMP nu a condiționat cu nimic crearea acestei alianțe. De altfel, USR a venit cu o gogoașă care deja mă nemulțumim. Despre ce e vorba? Eu declarația așa. Domnului Barna, care spune, domnule, PMP a fost prea apropiat de PSD și nu ne interesează să îl votăm. Îl întreb eu la dumneavoastră în emisiune pentru prima dată pe Dan Barna. Când l-au votat pe Nicolae Bădălău ca vicepreședinte al Curții de Conturi, cei din USR, sau pe socrul Ponta, Ilie Sârcu, ca vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost blat cu PSD sau nu? Că singurul partid care a votat împotriva celor de la PSD a fost PMP-ul. Deci dacă vrem să intrăm în această retorică, le pot aduce și eu liste cu voturi și înțelegeri între PSD și USR. Deci miza este să dăm jos PSD-ul, nu să găsim pretexte pentru a bloca negocieri. Deci aici este chestiunea legată de seriozitate în politică. Dacă nu vor dori să stăm la aceeași masă, nu este nicio problemă. PMP are candidați foarte buni pentru toate localitățile din România. Și vom oferi o surpriză plăcută românilor, pentru că aici e o chestiune de demnitate și de respect pentru democrație. Deci rămâne varianta Traian Băsescu pentru Primăria Bucureștiului dacă nu se ajunge la la un acord cu ceilalți. Dacă nu vom ajunge la o alianță pentru București pe dreapta, PMP este obligat să meargă cu cei mai buni candidați în bătălia la alegerile locale, în toate localitățile, în toate județele și implicit în capital, acolo evident unde președintele Băsescu poate cere cel de-al treilea mandat pentru Primăria Generală. Domnule Baltă, sunt necesare alianțele? Avem aceste păcătoase de alegeri într-un singur tur, în care n-ai cum să te mai regrupezi pentru turul 2. E foarte important ce calculezi și cum construiești înainte, nu? Ca să ai șanse maxime. Este foarte adevărat, dar eu cred că în general se pune punctul greșit pe această
situație. De ce să nu tragem noi la răspundere partidele politice când au reușit singure să dea încredere electoratului să câștige alegerile singuri fără, fără o alianță? Alianțele acestea de conjunctură, eu mă uit la Galați, unde PNL cu PMP nu s-au înțeles, merg într-adevăr pe USR, unde și PMP-ul este o organizație puternică, nu au reușit să bată o palmă. Cel mai bine ar trebui să mergem și să facem o alianță cu cetățeanul. E foarte important acest lucru. Haideți să trecem dincolo de aceste jocuri politice și cel mai bun să câștigi într-un final, pentru că știți ce se întâmplă? În general ajungem să fim candidați doar împotriva cuiva. Cred că ar trebui să fim un candidat care să... fiecare candidat să vină cu ce vrea să facă. Să nu spună de celălalt ce a făcut știți rău. Care, vă întrebam pentru că alegerile sunt într-un singur tur și atunci cel care ia 23% față de cei imediat clasați sub el, care poate iau 22,5% și 22%, acela cu 23% poate câștiga la diferență de un procent din sau de jumătate de procent. Și asta e, de fapt. Așa este. De-aia probabil sigur. Nevoia de a fi foarte sigur în momentul în care... pui totul într-o candidatură, nu? De câte șanse de succes are. Din acest motiv ar trebui ca alegeri locale să fie în două tururi. Cred că deja ar fi primul pas. Ăsta... Am ratat lucrul ăsta. E adevărat că poți să câștigi și cu 10% și au existat cazuri din total electorat. Dar asta nu justifică o alianță fără un principiu, fără un proiect sănătos în spate. Principiul pe care l-am auzit denunțat mai devreme de a scoate PSD din cărți. Asta pentru că PSD are, din câte știm în momentul ăsta, cel mai mare număr de primari de localități, dacă nu mă înșel, din România. Și mai ales miza de la are București. Are 2000 de primari. Are 2000 de primari, nu știu cât e asta din 4000 și ceva. Care fac campanie din bani publici astăzi. Bun, știm? Din 3350. Exact. Bun, iată. Deci, așa este. Noi ar trebui, sincer să fiu, să schimbăm puțin culoarea primarilor din țară. Eu sper că o bună parte să fie culoarea verde. Dar noi ar trebui să mergem să câștigăm încrederea electoratului prin ceea ce propunem noi. Și este foarte important acest lucru. Eu aș trage la răspundere partidul politic că nu a reușit până în acest moment să-și crească un candidat care să vină să câștige alegerile chiar și cu 20%. Și mă uit la Galați. Vorbesc despre orașul meu. De ce nici PNL, nici USR nu a reușit să vină cu un candidat care în momentul ăsta să câștige? Din păcate la Galați chiar era cineva, dar nu știu de ce nu a candidat. Dar asta e o întrebare serioasă. Haideți să vedem ce putem adică să facem. Adică ce au făcut să... oamenii ăștia 4 ani, ziceți dumneavoastră, de n-au construit un candidat cu notorietate care să poată să ia fața altuia care stă acolo de mulți ani, care și-a... construit o imagine... Din punctul meu de vedere, da, în interiorul partidului lucrul ăsta ar trebui discutat pentru a se găsi soluții, în așa fel încât, într-adevăr, să schimbăm direcția de dezvoltare ale orașelor. Pentru că mă uit în zona noastră, în zona de sud-est, suntem izolați. Nu avem infrastructură serioasă, indiferent de cine a fost la guvernare locală. Într-adevăr, în Brăila și Galați, în ultimii ani, a fost PSD și doar PSD și Consiliul Local și Consiliul Județean. Dar ar trebui să găsim soluții în așa fel încât să ne dezvoltăm toate zonele. Zona noastră, Dunărea de Jos, îmi place mie să-i spun, e o zonă cu un potențial fantastic. Și ce facem pentru ea? Nu am făcut nimic. E foarte bună perspectiva asta non-bucureșteană pe care o aduce domnul Baltă, că, sigur, viața politică nu se rezumă la București, dar, domnule Fenechiu, da. Totuși, lămuriți-ne, faceți un pic de ordine, un pic de lumină, vă rog, în toate aceste negocieri foarte tensionate care au loc pentru București, că, sincer, eu nu mai înțeleg nimic din ele. Când e mulțumit cineva, e nemulțumit altcineva. Am văzut că un coleg al dumneavoastră care voia să candideze la sectorul 5 s-a retras spunând că l-au fentat cei de la USR, vorbește în termeni foarte duri pe care nu o să-i reproducem la televizor despre USR, cum s-a impus USR-ul în negocierile astea legate de sectorul 5. L-am văzut și pe domnul Popescu zilele trecute de la sectorul 2 destul de îndoit că va mai primi sprijinul PNL în urma acestor negocieri. USR-ul nu vrea PMP-ul. Faceți un pic de lumină, vă rog frumos, să înțelegem și noi cine pe cine nu vrea, ce război e între ei, așa, în povestea asta. Este o situație pe care dumneavoastră a jalonat-o foarte bine. Este o situație în care USR, care este un partid mai nou și care în general are în componență membrii care au făcut puțină politică sau deloc, s-a prevalat deseori de niște reguli pe care ei le-au stabilit, reguli care țin de integritate
iar integritatea în viziunea USR conține inclusiv eventualele relații pe care un partid sau anumit candidat de acelui partid le-au avut de-a lungul timpului cu Partidul Social Democrat Bună Oară. În această situație s-au găsit doi colegi de-ai mei care erau în pole position la două sectoare. Nu discut aici despre moralitatea unei asemenea abordări, pentru că în momentul în care dorești să obții un rezultat, ești obligat să-ți respecti aliatul politic și nu să te faci în curtea lui. Pentru că alianța e aliață, alte lucruri sunt alte lucruri. Din punctul ăsta de vedere, asta a pățit și PMP-ul, care a fost acuzat pentru anumite împrejurări, care chiar dacă parte din ele pot fi corecte, nu sunt reprezentative pentru Partidul Mișcarea Populară, care a fost un partid care are o coloană vertebrală proprie și un program politic de dreapta, și atunci pentru anumite înțelegeri punctuale nu pot să sancționez întreg partidul. Același lucru l-au pățit anumiți colegi de ai noștri și acest lucru a devenit practic un motiv de dispută în care practic PNL-ul se găsește în situația în care pentru a da satisfacție majorității electoratului de dreapta care își dorește o coaliție, o alianță care să poată să câștige alegerile marile orașe și predilect în București, a fost pus într-o situație deloc comodă. Nu-mi permit să fac alte aprecieri, pentru că în momentul în care te afli în negocieri cu cineva, ești obligat să ai un anumit tip de comunicare, cum s-ar spune obligația de rezervă pe care o magistrații, însă una peste alta sunt niște situații în care au fost depășite anumite limite, care în opinia mea sunt firești în politică, s-a produs o anumită inicțiune în viața internă a altor partide, s-au pus niște condiții care în opinia mea, nu sunt foarte în regulă. Bună oară să nu poți să-l ai candidat pe Cristi Popescu în sectorul 2. Cristi Popescu, prin practic, un candidat cu care PNL-ul câștiga singur orice tip de alegeri, da? O asemenea abordare este o abordare de un talibanism și de o lipsă de respect față de aliat care este greu de tolerat. Dar, având în vedere că încă nu s-au încheiat de negocierile, da? În raport de prejurile, că chiar dacă ele s-au prefigurat, urmează să se comunice care sunt rezultatele, n-aș vrea să merg mai departe cu evaluările personale, pentru că nu am convingerea că punctul meu de vedere este un punct de vedere împărtășit de majoritatea colegilor mei. Deci eu, un nume personal, cred că s-a exagerat cu anumite principii, cu ghilimele de rigoare vehiculate de USR. Cred că până și scoaterea din joc sau, mă rog, aducerea la mantinelă a PNP-ului este, în opinia mea, o greșeală și sper din toate... Dar nu e scoatere, domnul Tenechiu. Vă rog, domnule Tomac. Nu e nicio scoatere. E un sabotaj pe fața lui Nicușor Dan. Să știi că intră Traian Băsescu în competiție, Barna joacă pe față pentru PSD în această ecuație. Cine nu înțelege... Să-l întrebe pe Barna. Barna condiționează participarea PMP-ului la această alianță de niște chestiuni închipuite. Noi am spus clar că dacă nu facem front comun, și eu am fost primul lider politic care am mers la Nicușor Dan și am spus că beneficiază de întregul nostru sprijin. 100.000 de voturi are PMP-ul la toate alegerile. Domnul Tomac, la noi la Bacău, relația cu PMP-ul este foarte bună și PMP-ul este oricând binevenit și este în relație excelentă cu Partidul Național Liberă. Deci eu pot să vă spun la mine acasă ce este. Da. Da. Cum rămâne... Eu spun doar care e realitatea, că discuția este despre București. Că va trebui să le explicăm cetățenilor. Hai să vedem. Da, dacă Nicușor Dan va pierde primăria, este pentru că așa și-a dorit Dan Barna. Altă explicație nu există. Noi putem veni. Care e problema? Nu-l vor pe Cristi Popescu la sectorul 2. Mâine Paleologul acceptă să meargă la sectorul 2, care este mult mai pregătit, mult mai cunoscut decât candidatul propus de USR. Doresc în mod real să mergem cu un candidat, că PSD-ul va merge cu Onțanu. Deci trebuie să punem în față interesul mare, interesul politic de a înlătura PSD-ul Domnul cu calcule politice meschine. Dragul meu, Eugen, tu ești președinte de partid,
ai participat la discuții la vârf și ai toate informațiile. Eu sunt un simplu senator, e adevărat liderul grupului și am informații imediate. Eu m-am exprimat în raport de ce știu și de ideea mea personală. Da, când tranșați, domnilor, problema asta? Domnule Tomac, există un termen limită pentru povestea asta? Înțelegem că mâine PNL tranșează problema, dar dacă ne uităm cu atenție, de fapt își tranșează problema propriilor candidați. Asta nu înseamnă că după ce pune acești candidați ai PNL-ului pe masă, nu se mai poate negocia să și mute de colo-colo partidele într-o eventuală înțelegere. Dumneavoastră, când trageți linia? Domnul Mușat, noi am spus foarte clar și în discuțiile cu premierul Orban și în discuțiile pe care le-am avut mai mult sau mai puțin oficial cu cei din USR, că suntem pregătiți la orice negociere și în discuția serioasă pe care am avut-o cu Nicușor Dan. Nu avem pretenții absurde, înțelegem miza majoră. Deocamdată, din păcate, și regret acest lucru, Dan Barna crede că poate face toate cărțile astfel încât Nicușor Dan să piardă primăria. Vor greși cei care merg pe această strategie. Noi suntem pregătiți de orice scenariu și să mergem singuri, să ne batem pentru demnitate și pentru că democrația înseamnă să te validezi prin vot și să stăm la masă, să discutăm bărbătește pentru interesul bucureșteanului, nu pentru agenda partidelor. Domnule Baltă, vedem că sunt vehiculate aceleași personaje interșanjabile, îl pomeneau domnii mai devreme pe Neculae Onțanu, cel care a fost o bună bucată de vreme primar la sectorul 2 din capitală, a trecut la UNPR la un moment dat, acum PSD-ul l-a recuperat și îl propune din nou în luptă, în povestea asta. Se face apel prea mult la astfel de personaje? Se reciclează prea mult? Se reșapează prea mult figuri politice? Din păcate, da. Cred că ar trebui să apară totuși altfel de personaje politice, mai noi, poate cu o imagine mai frumoasă. Eu cred că Bucureștiul ar trebui să schimbe puțin fața. Le urez succes tuturor candidaților de pe București. Nu e doar despre București, a fost un exemplu la îndemână. Din păcate se întâmplă în toate orașele și în toate orașele mari, dar în privința acestor alianțe se vede din nou, din păcate, pentru că nu reușesc să ajungă la un numitor comun. Din acest motiv, partidul Ecologist Român consideră că e bine să mergem singuri, să mergem la vot, să mergem pe puterile noastre, pentru că aceste alianțe cred că ar trebui să le facem după, în interesul cetățeanului, înainte se pare din experiența noastră că nu se poate. Da, sunt importante și consiliile, atenție, noi vorbim acum despre locomotive oarecum, despre figuri cunoscute care să fie plasate în posturile de candidați la primării. La fel de importante sunt consiliile, totuși. Dacă mă întrebați pe mine, de fapt, bătălia mare este pe Consiliu, pe Consiliul Local, pentru că majoritatea va decide indiferent de culoarea primarului și din acest motiv consider că alianța, chiar dacă nu reușești să o faci la începutul alegerilor, este foarte importantă după, în așa fel încât Consiliul Local să decidă ce se va face pentru orașul respectiv, pentru București sau pentru Galați sau orice alt oraș din țară. Deci e important ca noi, partidele care avem o altă viziune de dezvoltare, indiferent cum se numește acest partid, să intrăm în Consiliul Local și atunci să facem o majoritate în interesul cetățeanului, pentru că putea să facem să existe doar două partide și orice alianță să obțină 49% și tot PSD-ul să conducă sau orice alt partid și nu am rezolvat absolut nimic. Eu asta vreau să spun. Nu, ideea că un partid mic rupe voturi în avantajul unui partid mare, nu cred că este adevărată, pentru că acel partid contează ce face după alegeri și cu cine face alianță în Consiliul Local, în așa fel încât să contribuie serios la dezvoltarea orașului respectiv. Da, am ajuns în punctul în care cetățenii să fie preocupați de aspectul ăsta eco-verde. Noi știm că ne-am început anul cu un mare scandal de poluare legat de poluarea din capitală. Pe urmă l-am continuat cu infringementul Uniunii Europene în legătură cu poluarea și, de fapt, avem subiectul ăsta pe agenda zi de zi. Nu, ăsta e aerul pe care respirăm. Și nu numai aerul. Vorbim de tot ceea ce ne înconjoară. Vorbim de un management al deșeurilor. Avem o problemă la nivel național că nu colectăm deșeurile separate, le depozităm în același grup de gunoi vechi, unde se reprezintă adevărate focare de infecție și trebuie să găsim soluții. Dar, dincolo de aceste lucruri, ecologia nu înseamnă doar atât.
un transport în care să fie fluidizat foarte bine înseamnă tot ecologie, pentru că un transport aglomerat nu înseamnă altceva decât emisii foarte multe. Din cauza aceasta orașul București, capitala, este poluată foarte mult. Din cauza transportului e foarte aglomerat. Și atunci ecologia, de fapt, trebuie să fie înglobată în orice doctrină de partid, dacă mă întrebați. Numai că datoria noastră este să tragem un semnal de alarmă și noi să venim cu politici în acest domeniu. Mulțumesc, domnule Baltă. Mulțumesc foarte mult, domnilor Tomac și Fenechiu. Așteptăm ca în weekendul ăsta să avem vești despre eventuala alianță bătută, în fine, în cuie. Mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem în câteva momente. O să vă arătăm că o treime dintre români are mari îndoieli legate de existența coronavirusului. Cum recunoaștem fake news-urile legate de acest subiect? Cum reușesc agenții de influență să-și propage cu atâta succes mesajele? Putem stimula interesul și mai ales încrederea fără apelul la panică și frică? Căutăm răspunsuri. Rămâneți cu noi! Există destui coronasceptici în țara noastră. Un nou studiu arată că 33% dintre români au în continuare mari dubii cu privire la existența virusului și că încrederea în informațiile oficiale este extrem de scăzută. Silviana Baicu a analizat răspunsurile. Bun găsit tuturor! Potrivit studiului, deși 55% dintre români cred în existența virusului, procentul este ridicat și în privința coronaspecticilor. Mai exact, 33% spun că virusul nu există, iar 12% cred că este o invenție. Însă, atenție, percepția diferă în funcție de localitatea de reședință. Astfel, dacă în zona urbană procentul românilor care nu cred în virus este de 7%, în mediul rural procentul se dublează. Însă, indiferent de percepția asupra noului coronavirus, toți cei intervievați au constatat efectele contextului creat de COVID-19 asupra vieții lor. Așadar, aproape 60% dintre români spun că cel mai mare impact negativ a fost resimțit în ceea ce privește planurile de vacanță și călătoriile, iar 55% spun că le-a fost afectată viața socială. În același timp, românii au constatat un impact negativ și asupra finanțelor personale sau ale familiei, dar și asupra siguranței personale. Surprinzător însă, întrebați despre încrederea pe care o au în sursele de informare, de cel mai mare procent se bucură discuțiile cu prietenii sau familia. Apoi românii au încredere în discuțiile cu colegii, dar și în comunicatele guvernului. De partea cealaltă însă, ei manifestă cea mai mare lipsă de încredere în informațiile venite de la celebrități, de la vlogger sau de la blogger, din informațiile venite de pe rețelele de socializare, dar și de la TV. Studiul a fost realizat de compania Novel Research în perioada 15-22 iulie pe un eșantion de 1003 persoane, marja de eroare fiind de plus-minus 3%. Profesor universitar dr. Alina Bărgăoanu, expert în analiza dezinformării, în legătură cu noi. Bună seara! Să începem cu recunoașterea fake news-urilor. Noi am mai vorbit despre asta, numai că modalitățile văd că se tot diversifică, doamna Bărgăoanu. Bună seara! Înțelegem că apar bună noi... Bună seara, vă mulțumesc! Noi avem o mică întârziere, înțeleg, în legătură. Vă întrebam cum recunoaștem fake news-urile și cum ne apărăm de ele în contextul ăsta atât de complicat, în infodemia asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am urmărit cu mare interes materialul dumneavoastră și aș fi putut să punctez câteva lucruri. El pare că aduce câteva date noi și, într-adevăr, câteva date copleșitoare, mai ales informația referitoare la o treime dintre cei care consideră că virusul nu există. Eu aș vrea să relev faptul că această gândire conspirațională s-a instalat în spațiul public românesc mai devreme. Există date care sunt realizate încă din luna martie, de exemplu, care arătau că aproximativ 40% dintre cei testați considerau că virusul este fabricat într-un laborator, iar 20% nu se puteau pronunța cu privire la acest lucru. Iar teoria, cercetările de profil arată că cine crede o teorie conspiraționistă este mult mai înclinat să creadă și altă teorie conspiraționistă. Deci, gândirea conspiraționistă se află oarecum în așteptarea
temelor din care să se hrănească. Acesta ar fi primul lucru pe care aș fi vrut să-l elev. Cum ne... În ceea ce privește retorica... Vă rog. În ceea ce privește retorica fake news, chiar vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că eu am publicat destul de multe materiale cu referire la faptul că fake news au o anumită retorică. Evident că putem verifica și spusa, că să uităm și la persoana care o propagă, dar de cele mai multe ori fake news se bazează pe o retorică foarte puternică. Aceste fake news-uri care neagă existența virusului pentru România mizează pe niște teme care sunt adevărate obsesi în spațiul public românesc. Ideea de dictatură medicală, de exemplu. Termenul de dictatură în spațiul public românesc este unul foarte puternic și aduce aminte de niște vremuri de care nu ne aduce cu foarte mare plăcere. Se vorbește despre faptul că legea carantinării ar fi o lege stalinistă sau o lege nazistă. Deci, iarăși, se vizează foarte mult pe termeni care să activeze anumite raportări. Deci, eu cred că pentru a putea referi de fake news, în primul rând, trebuie să le facem o minimă verificare, să vedem sursa. Trebuie să corelăm puțin, adică dacă ceva apare doar pe Facebook și nu apare în mainstream, ceva este în regulă, dar dincolo de aceste lucruri, eu cred că ar trebui să ne ferim foarte mult de această retorică dusă la extrem, așa cum am spus, termenii de dictatură, termenii de lege nazistă, lege stalinistă. Care e cea mai bună abordare, cea mai bună metodă de dialog cu persoanele care sunt convinse de aceste teorii ale conspirației sau care nu cred pur și simplu ori că există această pandemie, ori că ea e atât de importantă cum e prezentată? Care ar fi cea mai bună abordare? Pentru că citeam undeva că oamenii tind să-și conserve poziția, cu cât aduci mai multe argumente, cu atât rămân neclintiți pe poziție, se simt mai atacați în convingerile lor și rămân pe aceeași poziție. Care ar fi totuși modalitatea să existe măcar dialog? V-ați documentat foarte bine și, într-adevăr, atacurile și jignirile, generalizări sau un tip de celor care ar și această gândire conspirațională. Cum am exprimat eu în alte situații, jignirile, linșajul public reprezintă adevărate guri de oxigen pentru cei care au gândit conspiraționistă, pentru că le sporește încrederea că cineva, sistemul, are ceva cu ei. Așa că aceste metode de debunking, de a jigni, de a face generalizări, de a-i numi proști sau irresponsabili, eu cred că sunt metode facile și opinia mea pe care am mai exprimat este aceea că ceea ce se numește comunicare de criză trebuie să fie inclusivă, mult mai empatică. Eu trebuie să se înțeleagă din ceea ce urmează să spun că eu sunt cumva de acord cu coronascepticii, dar, de exemplu, că apreciez un mesaj pe care l-am auzit încă dat. Mesajul următor, le urez să și celor care cred în coronavirus și celor care cred în coronavirus. Eu, un astfel de mesaj, de exemplu, mi se pare un tip de intrare în dialog cu o tabără care, încă o dată, este contaminată, este dezinformată, este ignorantă. Dar atacurile directe, după părerea mea, așa cum ați sesizat și dumneavoastră, mai degrabă creează reziliență, mai degrabă întărește opiniile respective. Bun, pe de altă parte noi am mai avut și genul ăsta de polarizare cumva inevitabilă între cei care cred și cei care nu cred, între cei care contestă regulile și cei care le respectă, între cei care, eu știu, se conformează în sensul bun, fără nicio nuanță de supunere, să zicem, și cei care nu se conformează. Cum putem să dialogăm și să găsim înțelegere și la grupurile acestea rezistente, cum spuneați dumneavoastră, fără să lipim etichete, fără să facem apel la panică și la frică? Panica și frica în comunicare din domeniul de sănătate au anumite virtuți, dar nu întotdeauna frica ține de viziune. În general, pe comunicarea
că frica, teroarea nu țin neapărat, nu țin locul viziunii. Ce aș vrea să relev este faptul pe care l-ați sesizat și dumneavoastră, că e părerea mea că mesajele oficiale nu ar trebui să amplifice polarizarea din societatea românească. Eu cred că este o eroare să ne împărțim toții în acest moment în tabele, cei care cred versus cei care nu cred. Din cauza aceasta, recomandarea mea este ca mesajele oficiale să fie mult mai empatice, mult mai inclusive și mai ales să nu se facă această suprapunere între cei care nu cred în coronavirus și cei care contestă utilitatea sau eficiența măsurilor luate de către autorități. Îmi pare rău că noi vom esteca la infinit criticile, câteodată îndreptățite la adresa măsurilor luate de autorități, cu ideea că cei care critică nu cred în coronavirus, cred că vom pasă în mășeală din care nu se înțelege foarte mare lucru. Cât de mare este interesul, pentru că știu că ați făcut o cercetare în sensul ăsta, de căutare, de explicare a ceea ce se întâmplă în tot contextul ăsta al pandemiei. Motorul de căutare cel mai la îndemână, Google, înțeleg că ne oferă o imagine despre cum și cât ne preocupă subiectul ăsta. Eu vă mulțumesc, îmi vezi în prima atenție pe care le-am semnalat în spațiu public și, într-adevăr, săptămâna trecută am avut o curiozitate să fac o cercetare preliminară pe motorul de căutare Google să vedem cât de interesați sunt oamenii de termenii coronavirus, pandemie și așa mai departe. Și am descoperit un lucru tulburător, care, evident, trebuie luat cu anumită rezervă, este vorba despre o cercetare preliminară. Căutările pe Google în legătură cu coronavirus au fost o evoluție ascendentă în luna martie, după care încet, încet interesul pentru subiect a început să scadă. Mie mi s-a părut fascinant acest lucru și al doilea motiv de fascinație a fost această curbă care se reflectă foarte mult în alte șase state pe care le-am studiat. Marea. De aici, dacă este vorba despre o cercetare, și datele mie îmi spun că există un de uzură la nivelul opiniei publice, un tip de oboseală la nivelul opiniei publice, un tip, iertați-mi exprimarea mai relaxă, mai lasă mă face cu COVID-ul acesta, că ne-am cam săturat de el. Părerea mea că autoritățile ar trebui să țină cont de această uzură a opiniei publice și să încercă în primul rând să renască interesul, dar nu interesul în sens politic, ci interesul oamenii să fie reinteresați de acest subiect, să înțeleagă să se protejeze. Dați-ne un singur argument, vă rog, cum ar trebui un singur reper, dacă vreți, cum ar trebui să acționeze guvernul în sensul ăsta, pentru că e exact momentul în care facem balet pe sârmă. Adică exact de acum încolo ar trebui să ne protejăm mai mult, să nu lăsăm numărul infectărilor să crească. Eu cred că există câteva ingrediente în comunicarea publică, în comunicarea oficială, ingrediente care uneori au fost uitate în comunicarea oficială din România. Un astfel de ingredient ar fi de a recunoaște propriile limite. Eu cred că a fost o eroare încă o dată. Eu chiar nu sunt un critic al comunicării guvernamentale, pentru că nu acesta este rolul meu, dar eu cred că s-a balansat foarte mult fie între o abordare triumfalistă. Vedeți, nu există decese sau numărul de decese este foarte mic, după care s-a trecut la extrema cealaltă. Suntem într-un punct de inflexiune. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile, profesor universitar dr. Alina Bărgăoanu. Urmează pe B1 TV în câteva momente Imperiul Amazon, un documentar de excepție despre povestea Imperiului construit de Jeff